Ivan Pecea și Marti și-a indicat punctul cu VAR. Aș vrea să văd reluarea, însă rămâne la prima impresie că a fost faul. A fost o pătrundere a lui Voiculeț, dacă nu mă înșel. Dacă n-a atins mingea, e penalti, însă nu mi-am dat seama din acest timp. Să vedem execuția acestei lovituri de la 11 metri. După ce pe Efri i-a mai înghețat și această decizie. Ia să vedem ce face omul meciului de până acum, așa cum ai spus tu. George Savu față în față cu Cristi Șchiopu și este gol pentru Farul. 1-0 pentru Constanțeni aici la Piatra Neamț. Al treilea gol marcat de Farul Ciaclăului în această ediție de campionat. Primul în această partidă și primul în anul 2008. A marcat capitanul Cristi Șchiopu. 1-0 pentru Farul, un debut foarte bun de meci pentru Constanțeni, care iată din minutul 7 reușesc să modifice tabela. Da, iată o execuție cu sânge rece. Cred că a vrut să șuteze la vinclu, n-a nimerit chiar vinclul, însă nu mai contează.